Ai zis că ești nemulțumit. Nu, sunt mulțumit. Mă uit la televiziunile azi dimineața al domnului Plahotniuc și văd că a organizat dumnealui o adunare a businessmanilor sau congres a nu știu care asociații, unde participă și domnul Barroza deci, și dumnealor acolo s-au obligat, au declarat că se obligă să susțină dezvoltarea business-ului, economiei țării, să asigure stabilitatea în țară. Și m-am gândit, mai alaltă ieri m-am întâlnit cu un prieten de meu de la vamă și el îmi spune că la o vamă... Lucrează vameș sau...? Da, lucrează și acum, dar de mult ușor lucrează, eu nu știu cum să-mi ține el, n-am să-i dau numele. Și el îmi spune că sunt câteva mașini care duc, vor să exporte vinul nostru în Europa și stau la vamă de vreo luni de zile. Și că businessmanii noștri vor să exporte vin în Europa și aceia au acceptat să ducă niște cantități de vinuri mici ca să, pentru probă. Și ăștia au încărcat în mașinile cele mai multe sorturi de vin și îl duc, vor să-l ducă în Europa. Și vor să intre în România, în primul rând. Stau la vamă mai mult de luni de zile pentru că n-au autorizație sau licență pentru fiecare sort de vin. Și ca să obțină aceste autorizații, spune vamă, și ăștia le trebuie să plătească la ăștia care dau autorizații sau licență câteva mii de euro pentru fiecare partidă din acest vin. Și deci Europa au deschis piața da, și ar permite exportul, dar birocrația internă omoară business-ul. Mafia, și birocrație, hai lasă, oligarh, birocrație, mafie, nu permite așa ceva, până nu le plătești. Dacă nu le plătești, atunci condiția care? Să exportezi prin firmele lor. Ceea ce este cam aceeași problemă. Până la urmă să le cedezi business-ul. Și eu vreau, iată, rog pe domnul Plahotniuc, poate asculta, se intereseze la vamă. E adevărat această informație pe care eu am obținut-o întâmplător. Și iată, eu comunic și lui și vreau să-l întreb, cum dumnealui are de gând? Da, și aceia spun că asta tot se duce, jumătate din mafie, din mita asta se duce pentru domnul Plahotniuc. Și nu numai, eu mai am și alte informații, că foarte mulți la noi oameni în țară acționează de la numele lui, încălcând orice lege. Și atât domnul Barroza și domnul Plahotniuc, eu vreau să-i întreb, cum au de gând să schimbi situația în Moldova? Cu business-ul mic. Cu business-ul, dar nu are orice mic, business. Mic, mijlociu sau mai mare. Când ei sunt primii cointeresați, se monopolizează tot în această, au monopolizat în principiu tot în această țară și toți oamenii lor, în principiu, pun piedici la dezvoltarea, în general, a țării.